Salutare! Încep seria de videouri cu recunoașterea anumitor plante principale. Multă lume folosește plante cumpărate sau așa, dar puțină lume știe anumite lucruri în ceea ce privește identificarea anumitor plante cu valoare medicinală. Acum aș vrea să vă prezint pătragina, și anume nu orice fel de pătragină, o pătragină care apare mai rar. Denumirea ei științifică este Plantago lanceolata și este chiar aici lângă mine. Și asta este Plantago lanceolata, vedeți, arată ca o pătragină, cum se zice, Plantago major, pătragină mare care e rotundă așa. Dar aceasta este ascuțită ca o lance frumoasă. Da? În rest, foarte multe caracteristici sunt asemănătoare, la fel și floarea. În schimb, herburile sunt asemănătoare. În schimb, ea este foarte alungită și cu un aspect nobil chiar. Cercetările arată că Plantago major, pătragina pe care o știe cam toată lumea, este foarte bună ceea ce privește diverse răni și afecțiuni ale pielii, la fel și aceasta însă, pentru tuse, ca expectorant, folosiți mai degrabă, studiile arată, Plantago lanceolata. Salutare, până data viitoare!